Calcule în play-out-ul Superligii la fotbal s-au făcut până în ultima etapă, iar pentru a evita retrogradarea directă, una dintre reprezentantele județului nostru în primul eșalon, FC Argeș, avea nevoie de victorie în meciul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, dar în egală măsură și de un rezultat favorabil în partida de la Târgoviște între Chindia și FC Voluntari. Argeșul trebuie să bată, dar în același timp are nevoie ca în partida de la Târgoviște dintre Chindia și Voluntari India să se încurce. Nu ajută nici remiza pe FC Argeș, era care pierde Târgovișenii dintr-un motiv foarte simplu. În acest moment, între cele două echipe, e un singur punct diferență. Chindia este pe 8, pe 9 este FC Argeș. La egalitate de puncte, tot Chindia merge mai departe, tot Chindia va fi în față. Iată-l aici, pe Calcan, intră în careu. Calcan pe jos, o minge și e gol! 1-0, marchează Tofan în minutul 27. Scapă spre poartă, scapă spre poartă și ratează Nemeț Damașcan, 1-0. Vitale Damașcan înscrie pentru Voluntari. Au nevoie de pauză cei de la Voluntari, vedem dacă o apucă la 1-0 sau la 2-0. Este o ratare uriașă, se face pe urmă 2-0, colaborarea fraților Meleche. Ratează Ulrich și înscrie celălalt Meleche, Aimar, 2-0. Se verifică ceva, Aimar Meleche face 2-0. Chindia, INB. Acțiune bună, iată-l pe Negut șutând și înscriind, 1-2. Gol marcat de Negut. 1-2, abia intrat pe teren Negut. Este golul de care aveau nevoie suporterii, care au fost foarte molcomi în prima repriză. Ce execuție! Pe prima scenă a fotbalului românesc, din divizia, de când fotbalul românesc se numea divizia. Atenție la această fază, șansă pentru Petrolul, ocazie mare, gol! Ho-ho-ho, se cere offside, se dă Irobiso! Ho-ho-ho, intrarea lui Moldoveanu cu talpa direct pe glezna lui Riții. Decizie corectă după părerea mea. Dacă va fi cartonașul roșu, și este cartonașul roșu. A încasat 11 goluri. Cartonaș roșu pentru Irobiso. Dumitrașcu intră în careu, Dumitrașcu, nu era pasa Șerban, gol! Gol, gol, scris de Andrei Șerban cu o execuție atipică pentru campionatul nostru. Șerban face 2-2. Este nebunie în tribunele stadionului Eugen Popescu din Târgoviște. 2-2, Șerban egalează. Acoliș pasă pentru Giobello, care preia foarte bine și face 2-0. 2-0 pentru FC Argeș, minutul 86. Aici lucrurile sunt clare, nu mai poate face nimic Petrolul. Toată drama se mută la Târgoviște. Meciul se termină și Chindia retrogradează, prieteni. Chindia retrogradează, Toni Petrea nu-i vine să creadă. Echipa lui n-a reușit să bată din cauza unei prime reprize catastrofale. Ohoho! Candidează la golul sezonului. 3-0 pentru FC Argeș. Iacoliș! Ce execuție reușește Antoniu Iacoliș! Primul său gol! Extraordinar! Ce trasor! Oh.
La final a fost FC Argeș, Petrolul Ploiești 3-0 și Chindia Târgoviște, FC Voluntar 2-2, astfel că piteștenii s-au salvat de la retrogradarea directă, dar vor merge la baraj unde vor întâlni în dublă manșă pe Dinamo București. CS Mioveni, în schimb, era retrogradat încă dinaintea ultimei etape a play-out-ului, astfel că înfrângerea de la Botoșan, scor 1-5, practic, nu a mai contat pentru galben-verzi.